Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog de pe acest canal de YouTube. Băi, știu că este un mod total neașteptat de către voi ca eu să încep vlogul în felul acesta. Ei bine, m-am gândit că în momentele astea, când efectiv stau degeaba și nu fac nimic, am zis, băi, hai să filmez content pentru vlogul meu, pentru YouTube, pentru că nu am mai postat de foarte mult timp, știu foarte bine chestia asta, dar vom povesti despre chestia asta puțin mai târziu. Băi, în ultimul timp chiar nu am mai stat pe acasă și din cauza asta nu am mai filmat niciun vlog, nu am mai postat nimic, nu am făcut nimic pentru YouTube, sunt o lepră ordinară. Ești un leneș! Sunt un leneș, sunt aici alături de Andrei Fodai. Suntem aici în cabina de la Yo. Dacă nu știți, bine, nu aveți de unde să știți, dacă nu dați follow pe Instagram. Trebuie să dați follow pe Instagram la Lucianu X. Și după ce ai dat lui follow, să-mi dați și mie. Da, dați și lui follow. Probabil că mai multă nevoie decât are el nevoie, dar asta e partea a doua. Da, după cum am spus, nu aveți de unde să știți ceea ce fac eu dacă nu mă aveți la follow pe Instagram, pentru că pe Instagram am fost super activ. Suntem în cabina de la TVR2, după cum am zis, și eu împreună cu Andrei și Oana, care probabil este în studio sau mănâncă sau nu știu ce face acum, nu știm unde este. Am început o emisiune nouă pe TVR2 care se numește One Up Show. Are un format mai special, împărțit în două părți. Mă rog, o să vedeți voi, vă invit să vă uitați pe TVR2 în fiecare zi de luni până în fiecare săptămână de luni până joi, de la ora 15 până la ora 18. Pe TVR2 și mă vedeți pe mine acolo și pe Foda și pe Oana, cu care o să faceți cunoștință imediat. O să merg după ea în studio ca să vă arăt studioul. Ei bine, asta este cabina noastră. Să vă arăt mai întâi cabinuța. Hey. M-am gândit să filmez efectiv, să deschid camera în momentul în care fac câte ceva mai interesant, să zic așa. Pentru că în fiecare zi fac multe chestii și e păcat să nu le filmez. Da, exact. Chiar să le foarte păcat. Ok, acum haideți să mergem până în studio ca să vă arăt cum arată studioul One Up. Hopa! Vai, dar am primit cadou. Băi, ești nebun. Stai că înainte să mergem... Stai, ține un pic cadou, te rog frumos. Sigur. După emisiune vom merge la Viva Party și ne-au ajuns hainele pentru Viva Party, pentru că am fost la stilist. Maria Simion, căutați pe Instagram, și Half of Me by Alexander, căutați pe Instagram. Sunt niște oameni foarte, foarte tari. Și acesta este pachetelul meu și ăsta este al tău, Foda, din câte văd, Andrei. Wow. Bă, dar e mișto, jur, deci plasa și totul este super mișto. Hei, ne-au scris numele de pe Instagram. Da, exact. Uitați. Ok, dați follow aici și dați follow și aici. Bă, neapărat. Mulțumesc mult! Hai să vedem ce avem înăuntru. Hainele de acolo sunt gen super, super. Da, tari. Sunt super mișto, mă jur. Da, e cam așa de ieri. Ok, o să vi le arătăm cum stau pe noi când o să ne îmbrăcăm în ele. Deocamdată stăm așa pentru că mai avem o parte din emisiune. Da, emisiunea asta este împărțită în două părți, de la 3 la 4 și de la 5 la 6. Pentru că între este un serial care difuzează, în care cauți cuvântul cheie, îl introduci într-un formular și câștigi 500 de lei de la noi, de aici, direct din TVR2, cu care îți poți cumpăra chestii de la Topline. E un fel de giveaway. Da, un fel de giveaway zilnic. Deci avem mereu, zilnic avem un voucher de la Siluet de 500 de lei și un voucher de la Topline de 500 de lei. Deci dăm din casă foarte mult. Astăzi m-am și tuns frumos, înainte de emisiune, înainte de Viva Party, abia așteptăm să mergem, astea sunt hainele. Ia uitați, aici avem și un gunoi. Andrei, aruncă-te. Ok, am ajuns în platou, ea este Oana Mareș, faceți cunoștință cu Oana Mareș. Da, începem emisiunea în câte minute? Începem în 10 minute. Da, emisiunea. 10 minute. În 10 minute pe TVR2. Ne prospătăm respirația ca să primim invitații. Da, după cum am bine, păi, dar nu așa. Băi, trebuie să învăț din nou să mă uit aici în cameră, nu sus. Mamă, deja m-am dezobișnuit de cât timp n-am mai filmat. Aoleu, nu-i bine. Ce dacă nu mă mișcă Jagger? Ia, stai, Oana, vreau să zic că pe vlog chestia asta. Deci vreau trei cuvinte care să 3, 2, 1, știi, să știi că vă urmăresc dinainte ca eu să ajung aici, din poziția unui telespectator, și mi-a plăcut foarte mult. Dar acum că sunt aici, îmi place din ce în ce mai mult și vreau să mai vin. Oh, ce tare! Și pe vlog și în direct la TVR2. Pablo, cum am zis să numesc? Panic, Panic! Da. Doriți ce auzat în reîncarnare și expertă în plan de femeie. Vă spun așadar, haideți împreună, foarte bine acolo sus, foarte bine. Vai săraci, vai ce milă mi este și... Na, dar nu este chiar așa, pentru că procesul de abilitate vine la pachet cu anumite lucruri care compun. Asta a fost genericul de final.
am terminat și pe ziua de astăzi. Cam asta se întâmplă de luni până joi la TVR2, la One Up Show. Avem foarte, foarte mulți invitați. Ne-am aranjat, frezat, îmbrăcat de toate, ne-am stilizat. Și acum ne îndreptăm spre Viva Party. Hello frumoșilor, ne vedem acolo. Hello, hello. Da, eu o să merg la mașina mea, Oana va merge cu Andrei. Mamă, ce soare! Ok, am făcut o mică oprire ca să mâncăm de la Subway. Mâncăm de la Subway îmbrăcați de Viva Party, cu un martini la pahar de Subway aici frumos. Și da, dacă n-au de mâncare acolo, ce să facem? Acum suntem și noi oameni, murim de foame. Fiți atenți cu cine m-am întâlnit aici. Să vezi și să nu crezi, nebunie. Uite bine, acum că s-a reluat curentul, sunt și o fericică e muzică. Bă, frate, eu prim. E telefonul, ține telefonul. Că poate chiar fi cam. Lasă, măcar să fie haz, așa da. Că... Băi, dacă nu ați observat, am postat, adică am postat, Gabi a postat cu mine un vlog mâncând dulciuri chinezești. Și am mâncat piele de pisică. Trebuie să intrați acolo să vedeți. Și între timp, piesa lui Gabi a intrat în trending, frate. Bă, da, și vă mulțumesc foarte, foarte mult, vă pup și vă mulțumesc pentru toată susținerea. Chiar m-am bucurat foarte mult. Te pup, mersi mult și fiți atenți că acum o să urmeze o groază de chestii super tari. Auziți și țineți minte aici. Urmează cu Mateo săptămâna viitoare și multe proiecte de ale mele solo, o să vedeți. Nebunie! Să fie! Hei, yo, boșilor, eu am venit să-mi ridic viza pentru America, pentru că la vară eu plec la... Ok, am ajuns la etajul 5 și eu trebuia să ajung la etajul 2. Da, eu la vară plec la americani în Ocean City, mai jos de New York și o să fac niște vloguri super, super tari. Am o grămadă să vă povestesc, numai trebuie să ajung într-un loc unde pot să stau jos și să povestesc cu voi, eu sigur. Aici? Mulțumesc mult de tot! La revedere! Deci eu am fost acum câteva săptămâni să dau interviu pentru viza americană și desigur l-am luat. Da, boșilor, ia uitați ce frumos am ieșit în viza mea, hei. Narcisistul naibii. Da, boșilor, deci o luna viitoare, în data de 20 iunie, mi-au zborul spre America, din fericire sau din păcate, voi sta toată vara, adică timp de 3 luni de zile eu voi sta în America, în Ocean City, puțin mai jos de New York, dacă căutați pe Google Earth, veți găsi acolo, e un fel de peninsulă, să zic așa. Ei bine, în cazul în care nu ați auzit de acest program Work and Travel, doar studenții pot merge cu acest program și le oferă studenților oarecum șansa de a vizita America, iar în același timp făcând bani. Ei bine, banii, vă dați seama că trebuie să muncești pentru ei, banii primești pentru munca ta. Și o să fac niște vloguri super, super mișto de acolo, așa că dați subscribe și activați clopoțelul de pe acum. Ei, după cum puteți vedea, am ajuns din nou la TVR2. În sfârșit pot sta și eu jos să povestesc cum trebuie cu voi, fraților, pentru că acum sunt în pauza aceea, între 4 și 5, când se difuzează acel serial. Da, după cum am spus la începutul videoclipului și pe parcursul videoclipului, vreau să vă spun o grămadă de chestii, să vă povestesc ceea ce s-a întâmplat, adică ce lucruri mi s-au mai întâmplat în ultimul timp și de ce nu am mai postat și chestii de astea oricum. Bă, știu că mulți dintre voi acum vă întrebați, bă, dar de ce nu te-ai schimbat? Adică ai aceeași cămașă de el pe tine. Băi, n-am ajuns acasă încă ca să mă pot schimba de haine, dar am făcut duș, ok? Să nu credeți că put sau ceva, pentru că am făcut duș. Duș am făcut, dar n-am reușit să-mi schimb hainele de pe mine, care miros a parfum. Da, miros foarte bine. Am făcut duș, nu put, sunt ok. Așa că nu vă faceți griji. Că știu că unii oameni judecați acolo, în spatele televizorului sau calculatorului unde stați, sau în spatele telefonului. Chiar acum am scos contractul acesta la Xerox, e bine, este un contract între mine și proprietarul de acolo, că eu voi sta în chirie tot sezonul, toată vara o să stau în chirie la un proprietar, care este român din fericire, ei. Și da, mi-a dat acest contract ca să-l completez și să-l semnez și să-l trimit și să-i trimit garanția și tot ce trebuie pentru a-mi rezerva locul. Pentru că, din păcate, acest program nu-ți poate oferi chiar totul, adică trebuie să-ți plătești singur chiria din banii pe care îi faci acolo. Băi, trebuie să recunosc că am fost efectiv o lepră ordinară, ok? Am fost leneș.
puteam de 11.000 de ori să filmez în momentele ca astea în care stau degeaba și nu fac nimic. Știu că nu este prima abatere, am mai avut perioade de genul în care m-am lăsat, adică oarecum m-am lăsat, hai să nu zic că m-am lăsat, am făcut o pauză, ok? Am făcut o pauză constructivă, să zic așa, în care am stat și m-am gândit la toate aspectele vieții și filosofia vieții și așa. Și ia uite, am venit cu idei fresh, am venit cu un vibe mai fresh, am venit cu un vibe mai mișto și cu un chef mai mare de a face vlog. Și mai ales că vor urma acele vloguri din America, mama, abia aștept să le fac, pentru că am foarte mari așteptări din partea mea și sper să primesc un feedback pozitiv. Și eu chiar aștept de foarte, foarte mult timp să ajung în America și mai ales să fac vloguri de acolo, să filmez acolo, să fac content pentru YouTube din America. Mi se pare super, super tare, pentru că eu la american și la străini am văzut prima oară ce înseamnă vloggingul. Da, după cum știți, acum sunt și prezentator, co-prezentator de fapt, alături de Oana Mare și Andrei Fodai la emisiunea aceasta, care mi se pare super mișto și mi ocupă destul de mult timp, adică în fiecare zi între orele 15 și 18 eu trebuie să fiu aici de la 14 chiar, deci între 14 și 18 timpul meu de luni până joi este ocupat de această emisiune. Bine, acum nu pot să zic că mamă, eu sunt cel mai ocupat om de pe această planetă, n-am timp de nimic, nu, este total neadevărat, nu vreau să înțelegeți chestia asta, doar că vă spun că timpul meu este ocupat de dimineață până pe la ora 18 și de obicei după ce ies de la emisiune ori merg la evenimente, ori nu știu, fac alte treburi. Și da, cam asta am făcut în ultimele două luni sau o lună jumate, nu chiar două luni, nu cred că am lipsit chiar două luni de pe YouTube, să fim serioși. Și pe lângă chestia asta m-am ocupat de documentele și de actele necesare pentru programul lor când trebuie ca să plec în America luna viitoare. Chiar și după ora 6 puteam ajunge acasă. Hei, ce aici? Am auzit un sunet tare. Că ai dat tu cu piciorul în ușă sau? Am dat cu cotul. Deci practic mă doare în cot de ce se întâmplă aici. Țin și o bandana asta, așa ca să nu... Țin și o bandana asta! Țin și o... Andrei încearcă să mă imite, că vorbesc foarte repede în vlog. Ia, bine ați venit! Da, te-ai încurcat deja. Țin și o bandana asta ca să mi-acopere părul ăsta, oricum, ca să mi-l țină. Te pleoști. Ok, fraților, nu de mult am ieșit de la emisiune și fiți atenți peste cine intru în casă acum. Ce faci, mă? Era un prank, Da, pentru că noi de fapt filmăm un clip, două, trei clipuri acum. Da. Pe care o să le găsiți la Gami. Și la Zbir. Ok, și aici o să închei acest vlog. Nu uitați să dați îmi place și mă abonez și să activați clopoțelul acela pentru a primi notificare mereu când o să postez un vlog nou sau un clip nou. Ia zi tu, Andrei. Vă iubesc. Zici tu, Gami? shop.5game.ro/Gami. Pa! Chanu, Chanu Zeng.